nici alegerile, nici partidul. PSD-ul reprezintă aproape mai multe o treime din poporul român. Ceea ce se întâmplă în PSD afectează România. Un PSD instabil generează instabilitate în țară. Un PSD stabil ține totuși încă stabilitatea, pentru că dacă ne uităm pe altă, pe scena politică, vorbim de partidele mai mari. PNL nu pot să spui că este o stabilitate și o coerență ca să zici că te poți aduna în jurul acestui partid ca să ții țara stabilă într-o regiune destul de instabilă.